И салт арт на мен, јас сум Трајаш и видам го се на епизод пе канал. На чест епизод во ме черка се кштигам на челенџ, пентру ке са лугат ун челенџ ноу. Numit Lunar New Year Challenge. Și da, fiindcă sunt în stage 1, am zis de ce nu, să joc cu building-uri și să încerc să câștig. Acest este decolul meu, știu că nu am încă cine știe cât de upgradate, dar merg. Încă nu e cine știe ce. Turneu, mai este stage 1, aici nu prea ai ce să pierzi. Mă sper să-mi dau de ceva cancer. De canceros. Ok. Valkyrie. X-Bow acolo. Să se ocupe de Wizard. Și da, ne-am mânjit de engleză. Așa, hai Canon. Hai Canon. Do Bă! Ce repede mi-a luat Canon. Și cunoaște că noi am gradat. Ok. Risc că doar veri în hatul. A, joc și el. Ai, serios? Bă, de ce nu pot? Vreau și eu să câștig. Vreau să câștig. I want to win. Oh, haturile mele, haturile, bulingurile o să țin ocupat. Uite, ăsta. Hog Riderul. Da, știu că am bomb taurul de 4, dar... Puteam să folosesc inferotaurul, dar am zis să nu-l folosesc pentru că altfel... Mi-ar fi poate mai ușor și am decis să aleg varianta mai grea. Ceea ce nu cred că trebuia să fac pentru că mi-o iau rău în freză. Ok. Canon, te risc pe tine. Hai că stau binișor. E binișor, nu e bine. Bă, dacă scap cu egal de aici, e mai mult decât satisfăcător, e mult mai mult decât bine. Pentru că e greu, e greu, e foarte greu să câștigi așa. Da. A, e clar, mi-o bătaie. Dar mi-o bătaie de-aia rea. Ai! Mă, asta e de cu preferatul lui Benny. Clar, e de cu preferata lui Benny. Ce joacă e adversarul meu. Vai! Mamă, ce scoate ți-a goblini! Bă! Eu n-am ce să le fac la goblinii ăia, efectiv n-avem ce să le fac. De cu asta, știu că o să fac o schimbare. Și nu o să iau doar building-uri, dar o să încerc să joc cu deck-ul adversarului, fiindcă am cărțile, am cărțile, toate le am. Nu le am așa urâte, dar le am. Așa, capitolul 5, dar n-am Knight-ul, am Knight-ul de 8, ăsta Goblin Hall-ul de 6 și Hog-ul de 5. Deci, da. Bine, chiar dacă mai am puțin, duc fireball-ul la 8. Hai să încercăm să câștigăm măcar cu deck-ul acesta. Chiar dacă normal eu vreau să joc cu deck-ul ăla. Dar e bine și așa. Hai, se conectează cu turnul. Hai. Nice! S-a conectat cu turnul. Asta e partea bună. Hai, Hog-ul. Hog Rider-ul. De o lovitură? O dat, două, chiar. Hai, Knight-ul se ocupă de execuționer. O fi Knight-ul de 8, aș face treaba. Gar, hai. Am Valkyria din nou.
Cam enervant el cu knight-ul. Hai că i-am pus acolo. De aproape i-am luat tot. Tot ce era acolo aproape a fost luat. Hai să ne încercăm cu Goblin Hat-ul. O să pună minerul cel mai probabil. Păcat că nu am ăsta, nu knight-ul. Vai, aia și el hog. Da. Prefera minerul să-l pună. Bă! Mi-a dat teme și la electro. Bă, dar nu e frumos. Nu e frumos. Au lovitură dat. Hai că nu a apucat să facă cine știe ce. Hai. Hai, Rem. Du-te, Rem. Du-te, du-te. Și s-a conectat. Battle Rem-ul. Nice. It's so nice. Nice-uleanu. Hai. Asta e win-ul meu. Win-ul meu. Nu mă interesează. Eu îi dau damage. Ah, nu da hog-ul. Nu a dat. Firar. Speram să dea o lovitură măcar. Dar nu a avut. Să dea, da hai. Gata, nu merge ce face. I-am dat urmă. E rip. E rip. E rip, am zis. Eu am zis că e rip, deci e rip. Dacă eu spun ceva, ce lucru e? Nu mai poți să te pui cu mine, frate. Fratele. Nu poți să pui cu mine, te nu. Tu poți nu pui-te cu mine. Nu poți să te pui cu mine. Și GG. Win-ul ăsta e, a fost pentru Benny cu deckul său preferat. A, dacă mai fac, pentru că în curând o să urmeze și un chest, un mini chest opening cu acest legendary chest pe care mai am foarte puțin și îl deschid. Am 375 din 400 și am două quest-uri, 3 cu toc de Elgiv și în 4 ore, aproape 3 ore și jumătate mi-au de giftul ăsta și dacă fac challenge-ul e super. Adică dacă fac quest-ul la challenge. Bun. Cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Chiar noi ne vedem data viitoare. Toate cele bune. Pa, pa!